aici. Mai vreți aplauze? Zâmbete pe scenă, zâmbete în public, suntem în trafic. Te întâlnim, bine ai venit. Mergem mai departe. Odată am ascultat muzică de toate felurile. În principiu am ascultat despre Moș Crăciun, despre bucuria Crăciunului, despre daruri și așa mai departe. Ne-am gândit că ar fi o idee bună să facem și un moment artistic divers, așa. O școală de dans popular, care se numește Bucuria, a cariera de solistă Elena Dan Romina. Astăzi este o idee bună dacă vine astăzi să ne încânte. Prin urmare, școala de dans și muzică Bucuria a fost înființată în luna iulie acestui an și funcționează în cadrul Asociației Culturale de Dans și Muzică din București. Coordonatorul școlii este domnul instructor de dans, Avalache Radu. Acesta colaborează cu diferite ansambluri folclorice din București, reprezentând România la turneile naționale și internaționale. În această seară vom veni în fața dumneavoastră cu cora Spune Neculiță Spune, din zona Orpeniei, Ciuleandra. Ciuleandra din zona Muntenia, Jeana de la Tilișca, dans din zona Sibiului și Brul de Făgăraș. Fără alte cuvinte, pentru că ar fi de prisos, vă invit să primim cu aplauze.